Noaptea Învierii, un moment așteptat de fiecare dată cu emoție și bucurie de credincioși. La capătul unui post de 6 săptămâni și după rememorarea momentelor din săptămâna pătimirilor Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de peste 2000 de ani, creștinul primește vestea învierii lui Iisus ca pe o izbândă a vieții asupra morții. Este un moment de adevărată efervescență spirituală pe care mii de severineni l-au așteptat în noaptea de sâmbătă spre duminică, în bisericile de Enori, dar și la Catedrala Episcopală. De câțiva ani buni, Sfânta Lumină de la Ierusalim ajunge și în eparhia Severinului și Strehaiei, adusă fiind de o delegație a Episcopiei. Odată ajuns aici, Lumina Sfântă de la Ierusalim a fost oferită credincioșilor de însuși ierarhul mehedințean, preasfințitul părinte episcop Nicodim, prin îndemnul Veniți de luați lumină. Veniți de luați lumină! După oferirea Luminii Sfinte, s-a dat citire pastoralei de Paște adresată an de an credincioșilor mehedințeni, pastorală care s-a citit de altfel în toate bisericile din județ. Dar acum Hristos a înviat din morți, fiind începătură a învierii celor adormiți, că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om și învierea morților, căci precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia. Aceste cuvinte au fost scrise corintenilor de către Sfântul Apostol Pavel pentru a întări credința că la sfârșitul veacurilor va avea loc învierea generală a morților. După acest moment s-a continuat slujba specială de înviere oficiată în Sfântul Lăcaș de către Părintele Episcop Nicodim, alături de soborul de preoți și diaconi ai Catedralei Episcopale. Credincioșii au petrecut câteva ceasuri în atmosfera bucuriei pascale, ambianța duhovnicească, fiind întreținută de minunatele cântări bisericești, interpretate în două strane de către protopsalții Catedralei Episcopale. La Sfânta Liturghie, în timp ce la strană se cânta axionul Îngerul a strigat, Părintele Episcop a citit rugăciunea de sfințire a Paștilor dinainte pregătite, tăiate după obicei în bucăți mici și puse în straturi, în vase curate peste care s-a turnat vin curat. Din acestea, credincioșii au luat și acasă în recipiente speciale, inscripționate cu tradiționalul mesaj pascal, Hristos a înviat. Prin scopire cu apă sfințită,
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează și se sfințește pâinea aceasta prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte episcop Nicodim le-a transmis credincioșilor prezenți mesajul bucuriei învierii Mântuitorului Hristos. Dumnezeu să vă dăruiască nenumărate bucurii, sănătate, să luăm Sfintele Paști cu toată credința. Ați auzit în rugăciune, ne este spre sănătate, spre depărtarea bolilor și să avem nădejde de mântuire. Dumnezeu să ne aibă în pază, să ne ferească pe toți de rele, cu ajutor. Sărbătoarea Bucuriei Sfinte s-a prelungit și duminică, în ziua Sfintelor Paști, la Vecernia Învierii sau a doua Înviere, cum mai este numită. Particularitatea acestei slujbe o reprezintă citirea Sfintei Evanghelii în mai multe limbi, precum greaca, rusa, engleza sau ebraica. Late in the Sunday evening, when the disciples were together behind the doors for fear of the Jews, Jesus came and stood among them, peace be with you, he said. Umapun amor desmen, erste Tage der Woche, da die Jünger beisammen, und die Türen verschlossen, waren ausflucht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ins Friedensriechen, Slujitorii Sfântului Altar au cântat în cor cu protopsalții și credincioșii Hristos a înviat. Apoi, toți cei prezenți au sărutat Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, răspunzând salutului pascal al preoților. Slujba a fost săvârșită de către preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, răspunsurile fiind date de către psalții catedralei episcopale din municipiu. Așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar întreg